La știrile Bucovina TV, alături de noi, se află Mihai. Bine ai venit! Sărut mâinile, Oana! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Am văzut că... Am vrut să zic, dar... Ai vrut, am simțit! Sunt două zile și mai bine tac, te las pe tine în continuare. O zi mai este, mâine. O zi, da. Păi mâine, gata. Ziua de azi încă nu s-a terminat. Da, deci așa este. Așa este. Da, zi în care am aflat cu toții că domnul Gheorghe Flutur, prin vicepreședintele PNL, a fost ales sau îi revine sarcina să conducă negocierile pe segmentul programe de guvernare. Pentru rotative, să se rețină, pentru rotativa guvernamentală. Da, tu ai zis bine, domnul Flutur a fost ales să muncească. Da, zicea, băieți, au ridicat mâine, bă, carte ce acolo să te ceți cu PSD-ul. Domnul Flutur, mergeți dumneavoastră. Domnul Flutur nu e prima dată când merge la negocieri de acest gen și la acest nivel. E, cum să zic, dintr-un anumit punct de vedere, e foarte bine că Suceava se duce la negocieri. Știi cum se spune, cine împarte, parte își face. Acum, când tu te duci la negocieri, pe de cealaltă parte, aici nu sunt eu foarte lămurit dacă Suceava va mai avea sau nu va mai avea ministru în viitoarea guvernare. Rotativa presupune premierul Ciucă revine în guvern sau nu mai contează ce face domnul Ciucă. PNL-ul nu mai deține primul ministru, funcția de prim-ministru. Care revine PSD-ului, revine da? PSD-ului. A fost un gentleman agreement scris, din ce știu eu, când s-a format prima dată guvernul PNL-PSD acum un an și ceva în urmă, cu 2 ani de zile. Foarte multă lume vorbea despre imposibilitatea unei rotative la guvernare, că domnul Ciucă nu va renunța. Știi foarte bine, la un moment dat domnul Ciucă era într-o vizită oficială prin țară și a zis că el nu renunță la mandatul de premier pentru că în favoarea PSD-ului, ci îl va depune în mâinile celui care l-a dat, adică președintelui Klaus Iohannis. O formulă așa, da, așa și zis-o, știu că atunci toți, stai, cum, că nu e. Adică că există șansa să existe sau să avem parte de o... astfel de situație faptul în care că domnul președinte Gheorghe am stabilit ceva acum un an și jumătate și între timp... Oana, problema acum un an jumătate nu s-a pus pe bucățele, ăla vine, ăla cum vine. Adică s-au trasat clar niște principii. Lucrurile au evoluat de atunci. Sub bagheta domnului Ciucă, România a mers într-o direcție. Acum... Dacă intre pe cei de la PNL, direcția este excepțională. Într-o direcție sună vag, știi? Păi de-aia îți spun. Sunt într-o direcție. Dacă intre pe cei de la PNL, direcția e aia care trebuie. Aia e direcția. Aia e direcția bună. Dacă intre pe cei de la PSD și atențiune, amândouă partidele sunt la guvernare, s-ar putea să nu fie direcția care trebuie. Că da, suntem prieteni, dar brânza e pe bani. Politica e pe voturi. Așa e întotdeauna. Ei, în contextul acesta, s-ar putea ca domnul Flutur să aibă o misiune extrem de grea acum la aceste negocieri. Pentru că astea sunt negocierile care, după ce se va fi stabilit primul ministru, miniștrii și guvernul vor depune jurământul, președintele României va fi de acord că știi că trebuie să dea el cu semnătura acolo, din momentul ăla așa se merge până la alegerile de anul viitor. Sunt cel puțin 4 rânduri de alegeri la anul. Locale, generale, prezidențiale și europarlamentare. 4 rânduri de alegeri. Asta eu nu sper că nu cel puțin, cel mult. Adică... Păi cel puțin 4, că se mai poate întâmpla, Doamne ferici, Dumnezeu știe ce se mai poate întâmpla. La anul va fi un an nu greu, la anul va fi un an din ăla aproape imposibil, Oana. Europarlamentare, prezidențiale, scuze, locale și generale. Adică avem de toate, și pentru primar, și pentru consiliile locale, și pentru președinte de consiliu județean, și pentru consiliile județene, și pentru președintele României, și pentru europarlamentari. Adică din ianuarie până în decembrie... Începem cu amici cei mai buni, noi suntem băieții noștri, echipa, hai băieți, hai echipa să fie bine, să nu fie rău și închidem, bravo, hai băieți, hai echipa să fie bine, să nu fie rău. Și după care, până în 2028, nu mai vede nimic. 2028 vor fi alea generale și locale, după care în 2029 vor fi prezidențiale. Știi că odată la 5 ani mandatul președintelui. Adică, acum, la finele lunii mai, da? Când da. Se produce da, rotativa, dacă se produce, dacă atenție, se produce, dacă se corect, produce, pentru că s-ar putea să ușuieze negocierile. E până la anul, nu? Da, e până la anul, până la final la anul. Că s-a tot
a tot circulat propoziția asta sau fraza aceasta că vor fi schimbați acei miniștri care nu au performat, care nu au... Toți miniștrii au performat. Într-o direcție, știi cum ai zis, într-o sau direcție. Alta. Depinde de unde performanța... privești. Într-un an jumătate poți obține performanță? Uite, dacă ne uităm, azi a început bacul pentru olimpici, pentru cei cu performanțe sportive, da? Așa. Ca să ajungi la performanță trebuie să muncești mult. Să muncești. E complicat, Oana. E foarte complicat. Și nu ține numai de un om, adică numai de ministru. Eu am auzit foarte multe păreri politice, am auzit și foarte multe păreri ale oamenilor grei din țara asta, a unor membri din diaspora, adevărata diaspora, nu cei care merg la muncă și vin acasă să scheltuiască banii aici, cei care sunt plecați dincolo și au trăit dincolo, românii noștri care, diaspora, adevărata diaspora, ca să zic așa. Ei, oamenii spun un lucru. 8 milioane, atenție, după ultimele date, 8 milioane de români au părăsit România. 8 milioane de români, suntem cea mai vitregită țară după Siria. În Siria e război, Oana. De acolo au plecat 4 milioane de sirieni. Au fugit din țară și e război la ei. La noi e pace, e NATO, e ce vrei tu, e Uniunea Europeană. 8 au plecat de la noi. 8 milioane de români au plecat din țară. Ți-aș mai spune eu multe tare, dar este super pe mine și spui, băi, dar în ce țară trăim? Uite în asta, Oana, să mai povestesc că Suceava și România. Suceava e numărul 1 în România și numărul 1 în Europa la morți pe drumurile patriei noastre, drumurile județe. Nu mai are rost să-ți mai povestesc. Și atunci? Lasă că se schimbă legea ce? Aici cu asta, cu luminile, Ana, cu luminile ai citit. Spun, Ana, de câți ani se face podul de la Mirișoț? Nu, că trebuie să începem episodul 7. Încă nu era, da. Încă nu era domnul Iohannis președinte, da. Când s-a apucat să fac podul la Mirișoț. La asta cu accidentele, un prim pas e că se schimbă ce? Legea, au votat așa? Ieri sau alaltă da? În ce lege? Parlament. Să mergem cu luminile stinse de întâlnire, ziua, de întâlnire și cu, știi, să nu mai circulăm fără. Că nu e bine altfel. Mi-a luat o cheatră de pilmă, deci dacă mergem, da, deci, gata, clar, nu, da, nu, ce să mă, nu, mai gata. Și așa parcă, lucruri. Parcă zeresc cu luminiță. Deci ca o concluzie, două luminițele zeresc. Domnul Gheorghe Flutur nu are o misiune deloc ușoară în perioada următoare. Și chiar dacă să-i meargă tot uns domnului Flutur. Bă, mergem așa, așa, știi la ce se înhamă domnul Flutur acum, nu? Va da viitoarea guvernare, într-un fel sau altul. Toate se vor sparge în capul lui. Bă, dar ce ai făcut, mă, acolo? De ce ai votat cu aia? De ce? Nu, domnul Flutur nu are o misiune ușoară. Crede-mă, nu are o misiune ușoară. Deși pare interesant așa să fie acolo, eu personal aș fi sărit momentul ăsta. Dacă eram un politic, dacă eram un persoană, aș fi sărit momentul ăsta. Pentru că dacă lucrurile vor merge cum trebuie, deci se vor alinea cum trebuie pentru PNL, vor merge ceas. Știi cine va fi la masa decidenților? Nu va fi Suceava. Nu, niciodată n-am fost. Puteam noi să avem cele mai frumoase rezultate. Puteam să fim, știi cum, rupți de pe Krypton. Nicio șansă. Eu ți-am zis și ieri, aici în zona asta e mai rece. Mai rece. Mai rece. Vara cade într-o joi, am reținut. Dar eu te aștept mâine, miercuri la știință. Eu urez succes, domnului președinte Gheorghe Flutur. Eu urez succes din perspectiva faptului că sper să putem obține fonduri și beneficii pentru Suceava, ca județ. Dar misiunea domniei sale nu este una deloc ușoară. Da, îți mulțumesc pentru prezență, ne vedem mâine!